Epistola către Evrei, capitolul 12, începând cu versetul 1, unde stă scris așa. Și noi, dar, fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu. Uitați-vă dar cu luarea minte la cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. Amin. Iubiții Domnului, aș vrea să depun o mărturie înaintea lui Dumnezeu, așa cum se întâmplă să depună un martor care cunoaște anumite fapte. Noastră știți, asta este, sau mai degrabă a fost, o parte a meseriei mele, aceea de avocat, și când un martor cunoaște niște împrejurări, vine înaintea judecătorului și spune ceea ce a văzut, ceea ce a auzit, ceea ce știe că s-a întâmplat. Și eu vin înaintea dumneavoastră în această seară ca un martor și vă rog din toată inima să fiți judecători îngăduitori. Domnul să vă binecuvânteze. Una dintre dorințele aprinse ale sufletului meu, tânăr fiind după ce am absolvit liceul, a fost aceea de a face o facultate. Și în perioada regimului trecut, nu era puțin lucru să te duci la facultatea de drept. Am dorit foarte mult să ajung avocat, mi-am dorit foarte mult să mă duc la facultatea de drept și am tot încercat, m-am pregătit, numai că atunci materiile nu erau așa de simple. Pe vremea aceea se dădea examen la economie politică și la filozofie și în fiecare an carte de economie politică avea ceva adăugiri, cum era o conferință, un congres, se adăuga și partea respectivă. Nu era atât de ușor. În anul în care am dat examen și am reușit să iau, au fost 29,6 pe loc, mi-aduc aminte. Era destul de dificil. Vreau să-i pornesc în mărturie din această seară, în punctul în care am ajuns în București, eu nefiind din București. Eu sunt din Moldova, din municipiul Onești, județul Bacău, și când am ajuns în București, dumneavoastră știți, oricine nu-i din București e provincial. Și eu m-am dus acolo în București ca un provincial. Și am fost coleg de generație cu oameni care proveneau din familii extraordinar de bine situate. Am fost coleg cu fiul procurorului general de la acea vreme, am fost coleg cu fii și fiice de senator, oameni care aveau o tradiție în familie, procurori cu renume, avocați celebri în București. Și m-am găsit așa în mijlocul lor și mă gândeam ce se va întâmpla cu mine. Nu v-ați pus câteodată întrebarea ce va fi cu viața mea? Te vezi uneori într-o împrejurare, vezi ce este în jurul tău, vezi cum oamenii poate sunt situați mai bine decât tine și spui, ce va fi oare cu mine? Așa gândeam și eu pe când am ajuns acolo. În perioada aceea, imediat în anul întâi, a fost trecerea de la regimul care îl cunoaștem, a fost Revoluția și deodată materia s-a schimbat. Am intrat cu toții într-un timp de înnoire. Profesorii care aveam au dispărut ca prin farmec și au venit alții în locul lor. Totul s-a schimbat. Și în anul întâi, în perioada aceea, spre final, mi-aduc aminte că una dintre materiile pentru care am optat, fiind o materie opțională, a fost aceea de istoria religiilor. Mi-a plăcut și m-am gândit că ar fi frumos să mă instruiesc puțin în istoria religiilor, ținând cont de faptul că eram o persoană religioasă, zic eu. Și am avut o întâlnire cu un om care poate pentru unii dintre dumneavoastră este cunoscut numele acesta, pentru unii nu, dar în București, cel puțin la acea vreme, era destul de bine cunoscut, acum dânsul nu mai este în viață, a trecut la cele veșnice. M-am întâlnit cu părintele Galeriu. Dânsul ne-a fost profesor de istoria religiilor. Și am mers cu regularitate la cursurile dânsului pentru că îmi plăceau și mulți colegi de-ai mei și dânsul, văzând interesul pe care noi îl manifestăm, și-a propus să facem o sesiune științifică. N-ar să știți, cu referate, cu tot ce ține de o sesiune științifică. Și când a ajuns în dreptul meu, mi-a zis, tinere, dumneata, aș vrea să scrii despre Ioan Botezătorul. Să faci referatul despre Ioan Botezătorul. Și am zis atunci, imediat, eu nu o să fac referat despre Ioan Botezătorul. Și a zis, de ce să nu faci? Păi cum aș putea eu să scriu despre Sfântul Ioan Botezătorul? Păi eu sunt un păcătos.
pot eu să scriu despre un om așa de sfânt când eu știu că în inima mea nu există putere. Mie să-mi dați un referat să scriu despre hitiți, despre amoriți, că ăștia mă mai înțeleg eu cu ei. Cu ăștia, deci pe ăștia pot să scriu fără nicio problemă de conștiință. Dânsul s-a uitat atunci lung la mine, a tăcut câteva clipe și a zis: n-ai vrea să vii să te întâlnești împreună cu mine și câțiva colegi de-ai tăi într-un anumit loc? Și am zis: cum să nu, sunt foarte interesat. Și mi-a dat o adresă în București, pe strada Jean-Louis Calderon, unde împreună cu câțiva colegi de-ai mei, foarte puțin la număr, părintele Galeriu împreună cu un alt preot, se adunau regulat, aproape în fiecare săptămână și uneori chiar de două ori pe săptămână. Vreau să vă spun câte ceva. În perioada aceea care mi-o amintesc eu, a fost un copil, un tânăr foarte religios. Tot postul Paștelui cel puțin îl țineam și mă trudeam cele 40 de zile să nu cumva se întâmple să nu postesc. Acum, dumneavoastră știți, poate nu știți, dar posturile, cel puțin așa cum le-am cunoscut pe vremea aceea, erau altfel. Era post de dulce, era... Și am ținut postul așa cum era, cum am fost învățat, adică să nu mănânci carne, să nu mănânci lapte, să nu mănânci ouă, să mănânci numai din astea vegetale. Și am ținut totdeauna postul Paștelui și mergeam la biserică în seara de înviere și era o tradiție care spunea că dacă te învârți în jurul bisericii de 3 ori și spui o dorință, aia negreșit se îndeplinește. Și n-am ratat niciodată lucrul ăsta. Și totdeauna îmi puneam aceeași dorință. Și niciodată nu s-a îndeplinit. Și după ce luam lumină de la altar și mă duceam acasă, era așa o tradiție printre tineri că dacă ești primit de Dumnezeu cu postul, nu ți se stânge lumânarea până acasă. Și dacă ți se stângea lumânarea până acasă, negreșit erai un păcătos. Și așa ne ardeam la mână și curgea ceara numai să nu se stingă lumânarea. Luam cu noi un pahar și de așa o înveleam până acasă și mergeam încetişor și era destul de departe biserica. Și când ajungem acasă și se întâmpla să nu se stingă lumânare, mă simțeam așa de sfânt și așa de bine primit înaintea lui Dumnezeu și mă așteptau părinții pe la 2-3 dimineața, aprindeam candela și așa începea sărbătoarea Paștelui. Toate lucrurile acestea le-am păstrat în inima mea pentru că părinții mei totdeauna m-au învățat așa cum își învață părinții copiii. Să fii respectos, să dai locul în tramvai, să nu te cerți, să fii un copil la locul tău și să nu faci lucruri din acestea. Stând de vorbă cu părintele Galeriu în bisericuța unde am fost acolo, a început să deschidă Sfânta Scriptură și să citească. Era un preot acolo de curând hirotonisit și ne învăța din Sfânta Scriptură lucruri care eu până atunci nu le auzisem. Vedeți dumneavoastră, eu credeam că Sfânta Scriptură e numai pentru preoți și că în ceea ce mă privește eu n-am treabă cu Sfânta Scriptură. Nu mi s-a părut vreodată că aș putea eu desluși. Vreau să vă spun că nu știu de câte ori am încercat să citesc din Biblie și n-am trecut de genealogii. Acolo m-am blocat de fiecare dată. Citeam că am început cu Geneza. Știți că orice om serios începe cartea cu prima pagină. Și când ajungeam la și Avram a născut pe și mă totdeauna mă blocam, mă plictiseam și închideam Biblia. Numai că acolo, stând de vorbă cu părintele, a început să vorbească despre anumite lucruri care mie mi-au venit la inimă imediat. Eu n-am știut că, de fapt, credința vine în urma auzirii cuvântului Dumnezeu. Și că nu se poate să devii un om credincios fără să cunoști scrisoarea pe care Dumnezeu a trimis-o. Vă întreb pe dumneavoastră, dacă ați lua o mașină care este mai complicată, ați avea ambiția să intrați în mașină și să pretindeți că știți totul? Dacă surorile și-au o mașină de spălat, din asta mai modernă, cu programe, așa că mai întâi trebuie să vă uitați să vedeți cum se rotește butonul ăla și la ce program pui nu știu ce materiale, la ce temperatură. În schimb, noi avem pretenția să credem că îl știm pe Dumnezeu fără să citim cartea și manualul de instrucțiuni. Că Dumnezeu a lăsat o carte în care El și-a dezvăluit caracterul și Dumnezeu a spus cum este și ce așteaptă de la om. Dar noi credem că e suficient să fim credincioși chiar fără să deschidem vreodată cartea. Cartea Sfântă. Acolo stând, pentru prima dată am avut la un moment dat o contradicție sufletească, pentru că citind din Cartea Sfântă și lăsându-ne învățați, am ajuns și la porunca aceasta care spune să nu-ți faci chip cioplit și nicio reprezentare a lucrurilor care sunt în cer, pe pământ și mai jos de apă. Eu aveam o problemă pentru că ori de câte ori intram în biserică, eu după ce terminam cursurile aproape zilnic, atunci când mi se permitea, cursurile, nu seminarele, seminarele terminam destul de seara, dar cursurile, când le terminam de 3 ori pe săptămână, mergeam în biserică. Aveam o bisericuță micuță lângă Cocor și acum există. Mă duceam în biserică și mă așezam undeva în strană și stăteam acolo și mă gândeam la ce va fi cu mine,
cum sunt lucrurile și meditam. Numai că atunci când intram în biserică, puneam repede capul în jos, pentru că problema mea cea mai mare erau icoanele. Cum mă uitam la icoane și la sfinții care erau acolo desenați, mi se părea tot timpul că mă mustră. Mie niciun sfânt în biserică nu mi-a zâmbit vreodată. Puneam repede capul în jos și sigur, ziceam în inima mea, sunt un om păcătos. Dar mi-era așa de frică, pentru că oricând mă uitam, așa de serioși erau și... M-am dus odată, mi-aduc aminte, când s-a terminat anul universitar, de fapt era vacanța dinainte de Sfintele Sărbători de Paște, m-am dus așa după cum este rânduiala să te spovedești și să te împărtășești. Și am ajuns în fața duhovnicului și acolo când am ajuns i-am zis, părinte, am și eu o întrebare și doresc să primesc răspuns la un lucru. Uite, am citit și stă scris în Scriptură că e o poruncă de la Dumnezeu, nu? E prima poruncă, să nu-ți faci chip cioplit și nicio reprezentare a lucrurilor care sunt în cer, pe pământ sau mai jos de ape. Și am zis acum să știți că și icoana e o reprezentare grafică. Și nu știu cum se potrivește porunca lui Dumnezeu cu ceea ce noi și biserica are. Vedeți, dumneavoastră, eu nu m-am întâlnit cu niciun pocăit. Mie nu mi-a spus nimic. Numai în mine s-a născut această întrebare. Pentru că avem această problemă. Ori de câte ori mă uitam la o icoană, așa mă mustra. Și i-am pus această întrebare și eram în genunchi, sigur că așa este la mărturisire, și atunci preotul a luat patafirul, este roba aceea care este mai aurie, mi-a pus pe cap patafirul și mi-a zis, Dumnezeu să te ierte. Așa de umilit m-am simțit. Și în mintea mea, sigur, mi-a fost rușine. Dar mi-am început să am întrebări și am zis, dar de ce să mă ierte Dumnezeu? Că Dumnezeu mi-a dat minte. Ce-i greșit în faptul de a folosi minte? Am pus o întrebare, nu mai mult. Și am ieșit așa de supărat în seara aceea. Am ieșit așa de supărat și mergeam pe stradă, pentru dumneavoastră poate nu înseamnă mult lucru, dar eu am ieșit așa de rănit sufletește. Și am început să mă gândesc și deodată am zis, preoții de la oraș. Știți cum e la oraș? Mai o moliftă, mai o colivă, mai un acatist. Oamenii nu prea mai țin așa cu Dumnezeu, că la oraș, cu tentațiile, cu luptele, așa oamenii nu prea mai sunt ei cu Dumnezeu de bine. Și am zis, eu sunt din Moldova. Eu o să mă duc acasă și mă duc în munte la un schitnic. Mă duc la un pusnic și vorbesc eu cu el să-mi dea niște răspunsuri. Când e greșit, trebuie să existe niște răspunsuri și pentru mine. Pentru că pe măsură ce citeam cuvântul lui Dumnezeu, îmi dădeam seama că între ce e scris și ce se întâmplă, e o diferență foarte mare. Și n-aveam pe cineva care să mă îndrume, n-aveam pe cineva care să-mi spună și mie cum stau lucrurile. Și așa am făcut, iubiții Domnului. M-am dus acasă, i-am spus mamei, mama fiind și ea o femeie religioasă, mi-a zis, du-te. M-am pregătit de cuzori și m-am dus pe Măgura, cunoșteam acolo un pusnic care era destul de renumit și i-am zis că celui care era acolo și rânduia lucrurile, i-am zis că vreau să merg să vorbesc cu părintele pusnic. Și el s-a întors și mi-a zis, nu te poate primi, că e ocupat. Eu acum, fiind în București, la facultate, am mai învățat și eu câte ceva. Și am zis, spuneți-mi că sunt o cunoștință a părintelui Galeriu. Și atunci s-a dus, i-a zis și s-a întors și a zis, te primești. Vedeți dumneavoastră, că așa sunt lucrurile. Înțelegeți dumneavoastră mai mult decât vreau să spun, nu? Și am intrat și i-am zis, uite, m-a întrebat ce caut eu acolo. Și am spus, uite, eu sunt foarte frământat sufletește. Și mi-aduc aminte, i-am spus, uite, am avut și un vis aseară. Și spune el, ce ai visat? Ce vis ai avut? Zic, am avut un vis că mergeam undeva așa pe un pământ care era pustiu și crăpat și erau niște șerpi, unii erau morți și călcam pe ei și unii erau vii și cum îi călcam, cum mă mușcau. Și zic, sunt așa de tulburat. Și am așa de multe întrebări și așa de multe îngrijorări am în inima mea, m-a întrebat, ai avut vreo decepție în dragoste? Zic, nu, că n-am nicio prietenă. Ai pierdut vreun examen la facultate? Zic, nu, carnetul meu e plin de 10. Cumva s-a întâmplat că ai furat ceva bani de acasă? Nu, că părinții mei îmi dau, n-am nevoie. Și atunci, păi nu știu, am o frământare, sunt tulburat. Când mă întorc de la facultate și mă duc acasă și stau singur, simt că așa îmi lipsește ceva, mă simt așa de trist, nici n-aș putea să explic. La facultate e bine, prieteni am, părinții nu e nicio problemă, dar mă simt așa ca un om care nu-și găsește rostul și care nu-și găsește pacea.
Se uită el la mine și îmi spune: tinere, știi care este problema ta? Dacă știi, problema ta este păcatul, a zis el. Din pricina păcatului te simți așa. Din pricina păcatului ai poverile acestea. Cum mi-a zis cuvântul ăsta, parcă ceva m-a luminat. Și am zis negreșit, că probabil din pricina aceasta mă simt așa. Și am zis: ce să fac, părinte? Spuneți-mi ce să fac. Și a zis: te duci acasă și faci un canon duhovnicesc. Mă duc? Ce canon îmi dați? Și a zis: te duci acasă și faci 600 de mătănii. Dumneavoastră poate zâmbiți, dar eu m-am bucurat foarte tare. Pentru că eu nu știam nimic altceva, dar am simțit că pot să-i plătesc și eu cumva lui Dumnezeu. Pot să fac și eu ceva în dreptul meu. Și am coborât de pe deal așa de bucuros, gata să mă duc acasă, și simțeam în inima mea că cumva Dumnezeu o să vadă că eu sunt dispus să fac lucrul acela și că o fac cu gândul ca să primești ceva. M-am dus acasă și cum am ajuns acasă am zis: a, Doamne, am uitat să întreb cum să le împart. Eu mă vedeți așa, sunt o fire mai sportivă. Zic, cum să le fac? 20 pe zi? Știți ce înseamnă mătanie, nu? Nu știți, da. Din poziția în picioare, te proșteni cu totul la pământ, te lipești cu totul, cu fruntea la pământ, și apoi te ridici. În semn de umilință înaintea lui Dumnezeu. Aceasta este o mătanie. Este echivalentul, dacă vreți, ca, cum să spun eu, un fel de genoflexiuni îmbinate cu flotări. Pentru băieți, așa, ca să vă dați seama. Și am zis, cum să le fac? Și cum să le împart? Și zic, păi nu, dar ce, 20 pe zi? Păi cum, păi 20 pe zi ca și cum nu s-ar cunoaște. Zic, nu, cred că trebuie să le fac pe toate deodată. Și am zis, ce să mai las pe mâine? Că și așa știam că mâine se poate să nu mai am, știți, entuziasm, de fapt acum. Și m-am dus în cameră și eu nu știam decât Tatăl nostru. Și am început să mă rog, Tatăl nostru. Și să știți că la primele 10, parcă am simțit așa o bucurie, ca o eliberare. Dar după a devenit mai greu, știți de ce? Că trebuia să și număr, să mă și rog. Tatăl nostru care ești în cerul 11, facă-se voia ta, 12. Și era greu să ții și șirul, să te și rogi. În orice caz, am continuat cât am putut. Și când am ajuns la 300 de mătăni, încercați dumneavoastră acasă, pentru cei care aveți curiozitate. Mi-au înțepenit genunchii, mi-au înțepenit picioarele. Nu mai puteam, nu mai răspunde la nicio comandă. Am simțit că parcă aveam un fier roșu care era băgat în ambele picioare. Am început să tremur, mi s-a făcut rău, probabil că ori mi s-a dus tensiunea în sus, ori în jos, că nu mă prea pricep la lucrurile acestea, dar știu că m-am așezat pe recamier și am întins picioarele, că nu mai puteam să le flexez. Stau ca niște scânduri. Și m-am așezat gândindu-mă așa, zic, Doamne, dacă eu ca să scap de ceea ce eu simt și de problemele astea și de... Dacă eu trebuie să fac 600 de mătănii, păi ce se întâmplă cu bătrânii? Că dacă bătrânii fac 600 de mătănii, nici că m-au nevoie de altceva. Au isprăvit cu toate necazurile. Și atunci am zis, dar nu se poate să fie în lucrul ăsta Dumnezeu. Și am zis, nu mai îmi trebuie. Zic, probabil nu-i de mine. Înțelegeți dumneavoastră? Am zis, nu-i de mine lucrul ăsta. Probabil că ce caut eu? Zic, sunt prea mic pentru lucrul acesta și probabil că asta este și am decis să nu mai îmi bat capul cu lucrurile astea. Dar vedeți dumneavoastră, iubiții Domnului, că este un Dumnezeu în ceruri care te veghează. Și este un Dumnezeu care vede inima ta și dorința inimii tale și peste toate lucrurile slabe, peste toate lucrurile care poate privind la ele ai putea să zâmbești, lucruri care sunt poate neimportante, Dumnezeu știe inima unui om. Să știți că nu cu inteligența noastră noi reușim să-L biruim pe Dumnezeu. Nu cu inteligența noastră reușim să câștigăm ceva, ci cu o inimă care dorește mult să trăiască cu Dumnezeu. Și Dumnezeu care veghea asupra căilor mele, Dumnezeu a pregătit o izbăvire, lăudat să fie El. Măcar că eu am zis, nu mai vreau să am de-a face cu nimic, așa de dezamăgit a fost. Și m-am întors la facultate și în toamna aceluiași an, într-o zi de facultate, o colegă de facultate a venit în fața mea și mi-a zis, Florin, vreau să spun o vorbă. Și am zis, da, spune-mi. Auzi, să știi că tu nu ești nici așa de frumos precum poate crezi și nici așa de deștept pe cât cred alții. Dar ai putea să fii un rod extraordinar în mâinile lui Dumnezeu. Auzi ce vorba mi-a zis?
Prima dată când am auzit, m-am supărat teribil. Auzi, adică i-am zis eu că mă pricepeam la asta. Am zis, auzi, dacă nu-s nici așa de frumos, nici așa de inteligent, de ce stai de vorbă cu mine? Că mă pricepeam la din astea, să întorc vorba. Dar vedeți dumneavoastră, partea asta a doua, că ai putea să fii un rod extraordinar în mâinile Dumnezeu, eu nu mai auzisem niciodată. Poate ești și tu în această seară prezent în adunare. Și poate că Dumnezeu îți vorbește cum mi-a vorbit mie eu din Ioan, spunându-ți în această seară, vreau să devii un rod al meu și vreau să devii un dar al meu. M-am dus acasă și așa m-a frământat cuvântul ăsta, parcă era o limbă pe care eu nu o auzisem niciodată. Și așa m-a frământat, m-am decis a doua zi să mă duc să o întreb despre ce-i vorba. Dar eram așa, știți, ca omul, m-am dus mai din întâmplare lângă ea, să nu mă vadă că mă duc. Și am zis, auzi, mi-ai zis tu niște vorbe ieri, auzi, ce însemnează asta că aș putea să fiu un rod în mâna lui Dumnezeu? Atunci a început să-mi vorbească într-un mod în care n-am auzit niciodată pe pământul ăsta. Despre un Dumnezeu care ne este părinte, despre un Dumnezeu care ne este tată, despre un Dumnezeu care ne caută, despre un Dumnezeu care are dragoste pentru noi și dragostea aceasta este adeverită de faptul că l-a trimis pe Iisus Hristos, Fiul Său, să moară în locul nostru. Când a început să vorbească fata aceasta, parcă s-a aprins în mine, așa ca un foc s-a aprins în mine. Și cu cât vorbea mai mult, cu atât inima mea era mai flămândă. Și cu cât îmi spunea mai multe, cu atât doream să aflu mai multe. Și uitându-mă așa lung la ea, au trecut săptămânile, într-o zi mi-am zis, eu pe fata asta nu trebuie să o mai scap. Vedeți dumneavoastră, în facultate au fost atâtea fete și fac această paranteză în această seară. Au fost fete, în toate felurile, și bogate, și sărace, și deștepte, și mai puțin deștepte, după cum se potrivește să fie. Dar în momentul în care un om a început să vorbească despre Dumnezeu în felul acesta, în inima mea s-a aprins o dragoste și o dorință să nu scap fata aceea. De multe ori ne luptăm să câștigăm pe un băiat sau un băiat să câștige o fată și ne preocupăm de o mulțime de lucruri, crezând că cu lucrurile din afară vom reuși să dobândim pe băiatul respectiv sau pe fata respectivă. Ne îngrijim, nu cumva să nu avem suficient, nu cumva să se spună în dreptul nostru ceva, dar vă spun un lucru, cu ce câștigăm un om? Cu aceea va trebui să-l ținem. Dacă câștigi un om cu lucrurile din afară, scumpă mea tânără din această seară, toată viața te vei lupta să-l ții în felul acesta. Cum l-ai învățat în momentul în care ți este prieten, așa vei avea o viață. Dacă omul acela s-a îndrăgostit de tine, pentru că în lăuntru tău există o bunătate care face farmecul ființei tale, o bunătate și o gingășie care vine dintr-o inimă curată și neprihănită, îți spune numele Domnului Iisus, toată viața ta te va iubi. Pentru că omul din lăuntru nu trece, ci se înnoiește în fiecare zi, slăvit să fie Domnul. Și dacă l-ai câștigat cu aspectul tău, dacă l-ai câștigat cu lucrurile din afară, indiferent care ar fi ele, îți spun, poate 5 ani, 10 ani, te vei bucura de el. Și apoi va veni una care e mai frumoasă ca tine. Vorbesc direct pentru că ăsta e adevărul. Va veni una care este mai tânără decât tine și el o să zică, păi, eu asta am apreciat și acum nu mai ai lucrurile astea. E normal să mă uit după alta. De aceea insistăm așa de mult și spunem căsătoriile să fie în Domnul, lăudat să fie El. Dacă te-ai îndrăgostit și temelia relației pe care o ai este faptul că omul din lăuntru este acela care a câștigat inima ta. Slăviți să fie Domnul, nu vom fi niciodată bătrâni. Noi în căsnicie nu avem bătrâni. Avem totdeauna oameni care se înnoiesc în fiecare zi, după cum se înnoiesc îndurările Domnului pentru noi. Și atunci am stat de vorbă cu ea și am zis, după o vreme, nu foarte mult, am zis că văzând cum este, i-am zis că aș vrea să ne căsătorim. Și i-am spune atunci, știi, eu aș vrea să fiu pentru tine ca o soră. Și mi-aduc aminte, eram la Piața Unirii, la Fântânile Arteziene și am zis, auzi, eu am o soră, îmi doresc o soție, că soră am. Și plin de intenții bune m-am dus acasă la părinții mei și ne-am spus, mamă, tată, eu am găsit o fată curată la trup, curată la suflet, credincioasă, eu vreau să mă sor. Și părinții mei s-au uitat așa zâmbind la mine și au zis, auzi, lasă să termin mai întâi facultatea. Nu mai aveam cine știe ce, eram pe la jumătate, ce-i drept. Dar eu simțeam că dacă nu mă căsătoresc cu fata aceasta, era ca și cum mi-aș fi ratat cumva viitorul.
Simțeam că trebuie să fac lucrul acela pentru că prin lucrul acela avea să se deschidă în viața mea ceva deosebit. Înțelegeți dumneavoastră cum este să ți se vorbească într-un fel în care nimeni nu ți-a vorbit vreodată? De atâtea ori poate ai stat și ai vorbit cu oamenii și în mod real așa de mult tânjim după un prieten adevărat, așa de mult tânjim după un om care să spună din inimă cu sinceritate și dragoste cuvintele, să curgă ca o miere pe buzele lui și am zis, nu, asta îmi doresc și asta vreau. Părinții mei mi-au zis să termin facultatea. M-am dus la București, m-am întors peste 2 săptămâni. Timp de 6 luni am tot făcut naveta, București, Onești. Și le spunea, știți, eu am venit pentru că vreau să mă însor. Și de fiecare dată îmi spunea, lasă, trăiește-ți tinerețea, o să mai cunoști și alte fete, lasă, nu te închide acum, că ești încă tânăr, lasă să mai cunoști, să mai vezi. Ce să mai cunosc, ce să văd? Văd destul, am văzut destul în facultate. Aș vrea să mă însor cu fata asta. Iar am plecat, iar m-am întors și la un moment dat mi-a zis, auzi, tu trebuie să ai și tu casă, să ai și tu serviciul tău, să fii și tu la rostul tău, să ai și tu cele necesare și apoi te vei însura. Și am zis, ma, tată, după cum merg lucrurile acum și le văd eu, dacă este să am casă, să am serviciu, ca să mă însor, probabil că mă însor la 70 de ani. Că eu nu văd cum să mai faci rost de casă și de un serviciu bun cum vreți voi. Deci n-are nicio legătură. M-am dus, m-am întors și au zis, auzi, dar să se căsătorească sora ta mai întâi, că e mai mare decât tine. Și apoi te vei căsători și tu, sora mea fiind mai mare decât mine cu 2 ani. Și am zis, păi da, ia când o să-i vină rândul, o să mărite. Eu vreau să mă însor. Și fac acum o paranteză, sora mea nu e căsătorită. Și atunci am zis, ce mai până una alta, fac așa cum m-a luminat Dumnezeu și am zis, dacă ei nu vor să mă lase să mă însor, eu mă însor. Și am zis, mamă, tată, eu m-am hotărât, mă însor. Dar v-am zis, eu mă însor și eu am început să râdă. Dar eu m-am însurat. Înțelegeți? M-am dus, m-am gândit și vreau să vă spun următorul lucru. Soția mea, Mina, așa este numele ei, lucra în acea vreme ca și cadru didactic la o școală, fiind și colegă cu mine la facultate. 3 ani de zile abusese lângă ea o profesoară de limba engleză, o femeie credincioasă, care a fost în biserica noastră și e acum soție de păstor. Și în 3 ani de zile, această soră, această femeie, a învățat-o pe Mina calea lui Dumnezeu. I-a vorbit despre dragostea Domnului, despre rugăciune, despre post, despre citirea cuvântului Dumnezeu. Dar în toți acești 3 ani de zile, măcar că i-a spus despre calea Domnului cu deamăruntul și a învățat-o să trăiască ca o credincioasă, niciodată n-a chemat-o la biserică. Nici nu știa că există o biserică de pocăiților. Și atunci când ne-am căsătorit, noi nu știam că există o altă biserică. Și eu nu eram decât la început. Și atunci am zis, mergem și noi la biserica pe care o știm. Și ne-am dus să ne căsătorim la biserica ortodoxă, acolo lângă Cocor. Soția mea, în seara înainte de căsătorie, eu aveam un costum de haine, mi l-a călcat, mi l-a apretat, ne-am pregătit să ne ducem. Pe vremea aceea erau, dacă știți dumneavoastră, veneau des din Rusia, din Moldova, fel de fel de comercianți și a cumpărat niște material din plastic albastru și a făcut o fustă, o bluză, a pus o pălărie frumoasă din paie cu o panglică, așa cum mi-aduc aminte, și am plecat să ne însurăm. Am ajuns la biserică, am intrat în biserică și preotul era acolo și am zis dacă se poate cumva să scoată ce oameni mai erau și să putem să ne căsătorim. Și preotul a zis, da, unde vă este buchetul de mireas? Noi nu știam că trebuie să există așa ceva. M-am dus repede afară, că acolo erau mulți oameni cu flori, am cumpărat niște flori, le-am învelit așa bine și am intrat înapoi. Erau și 2 femei acolo care n-au vrut să iasă, au rămas în biserică. Și m-am uitat, un lucru extraordinar a fost că femeile acelea nu le chemase nimeni, nu ne știau. Și femeile aceea au stat și amândouă au plâns când ne-au văzut că noi ne căsătorim. A citit ceva preotul din care nu mi-aduc aminte decât ceva de că ne-a pus să ne învârtim în jurul mesei. Și a zis ceva de Isaia dănțuiește. Nu știu unde scrie lucrul ăsta, că eu nu l-am găsit. Și, în fine, ne-am cununat și după ce preotul a terminat, i-am plătit taxa legală, 280 de lei, aduc aminte, erau destui bani, și dânsul s-a retras. Și atunci m-am dus în fața altarului, eu de-a dreapta, soția de-a stânga. Ne-am așezat în genunchi și mi-aduc aminte de rugăciunea care am făcut-o lui Dumnezeu și am zis așa, Doamne, eu cred în toată inima că Tu ne-ai căsătorit astăzi. Și să știi că nu spun lucrul ăsta pur și simplu. Spun lucrul acesta pentru că am să-ți cer socoteală mai degrabă decât crezi. Pentru că eu nu văd nicio șansă să fac ceva decât Tu nu o să mă așați.
Aveam o sacoșă cu mâncare și am plecat în parcul Carol. Când am ajuns în parcul Carol, ne-am uitat așa dintr-o ochire și am găsit o bancă lângă un pom. Cum intri pe partea stângă, e un pic mai ridicată. Și așa a fost de simplu. N-am avut probleme cu rezervarea la restaurant. Servirea a fost impecabilă. Orchestra a fost minunată, că au cântat păsărelele. Nici nu ne-au scos afară din la restaurant, am stat cât am voit noi. Și la sfârșit n-am avut notă de plat. A fost un lucru frumos, să știți. Mi-am luat haina și am pus-o acolo pe o creangă și m-am așezat pe la ora 1 am ajuns și am tot visat. Ce va fi, cum va fi, știți, vise de la tinerilor, până la ora 4. Și am zis cum va fi și cu noi. Și apoi la ora 4 ne-am strâns și noi lucrurile și am plecat spre casă. Am plecat spre casa unde soția mea stătea, cu chirie, pentru că noi stăteam cu chirie. Și când am ajuns acasă, am sunat și a ieșit gazda. Și ne-a zis, bine că ați venit. Și noi ne-am gândit că poate ne zice și nouă o vorbă de felicitare. Și a zis, bine că ați venit, pentru că vreau să vă spun că trebuie să vă mutați neapărat astăzi. Mi-a venit prietenul și nu am unde să-l țin. Și voi trebuie să plecați neapărat. Îmi pare rău, dar trebuie să plecați în ziua nunții. Și am împachetat repede, eu aveam 3 saci de cărți. Soția mai avea câte ceva. A fost foarte repede, m-am împachetat imediat. Și am tot căutat, sunând în stânga, în dreapta, și am găsit cumva o garsonieră, undeva în Pantelimon, la Granitul, mai în afara Bucureștiului. Și am ajuns acolo destul de târziu, pe la ora 9 seara, și era un cartier foarte expus. Un cartier în care existau fel de fel de oameni. Și nu tocmai din aceea cu care te bucuri să te însoțești. Am intrat în această garsonieră și dacă întindeam mâinile, cred că dacă mă forțam puțin din perete în perete cu mâinile întinse, îl nimeream. Era o garsonieră, se tot spunea în perioada aceea, confort 5, ce o fi asta, Dumnezeu știe, confort 5. Oricum nu puteai să mergi, dacă îți luai avânt, imediat te opreai. Garsonieră foarte mică, foarte mică. Și cu foarte multă igrasie. Mi-aduc aminte că cel mai neplăcut lucru a fost că atunci când puneam mâna pe perete, curgea apa pe degete. Puteam să iau așa apa de pe perete cu degetele. Dar asta era, asta am găsit-o. Și am ajuns în seara aceea acolo și, pentru că nu mai aveam mari provizii, rămăseseră o conservă de carne. Nu spun întâmplător lucrul ăsta. Și când s-o deschidem, îmi dea seama că n-avem cuțit. N-am avut cuțit. Și m-am dus la vecina și am sunat și am zis, vecină, eu sunt acum nou, m-am mutat. Și vă rog frumos, dacă se poate să-mi împrumutați un cuțit. Și vecina mi-a zis așa, ți-l dau, dar a doua oară să aveți grijă, să aveți voi cuțit. Și mi-am dat seama că intrasem în rând cu lumea. Știți că sunt tineri care poate sunt nemulțumiți. Și poate zic că nu-i suficient. Așa-i? Mai trebuie să mai ai ceva ca să te căsătorești. Că parcă mulțimea lucrurilor din cămară face fericită căsnicia. Și unii zic, eu am plecat de la lingură și furculiță, slăvit să fie Domnul, unii n-au avut-o. Să știți că se poate și mai rău de atât. Așa am început căsnicia în perioada aceea și vă spun, iubiții Domnului, că prima ceartă pe care am avut-o în căsnicie a fost de la faptul că mie îmi plac foarte mult păstăile. Știți dumneavoastră, fasolea păstăi, trebuie că știți, nu ce? Și îmi plac păstăile prăjite. Dar în perioada aceea nici nu aveam bani să cumpărăm când venea pe piață trufandale, că așa se numește, că vine mai întâi, vin păstăile și roșiile și toți sunt proaspete, abia ești pe piață. Și știți dumneavoastră că atunci e prețul mai ridicat. Numai că la păstăi, dacă le trece sezonul, degeaba le mai cumperi, că după aceea oață. Adică sunt vechi, se învechesc. Și asta a fost prima noastră supărare pe care am avut-o. M-am angajat. I-am zis Domnului atunci că trebuie să mă angajez. Ne rugam, și eu și soția ne rugam. Soția se ruga undeva deoparte și făcea rugăciuni de 15-20 de minute. Când nu auzeam cum se roagă, zic, Doamne, de unde știe fata asta să se roage așa? Și dumneavoastră vorbea cu Dumnezeu și spunea așa de multe lucruri și vorbea ca și cum era el acolo. Eu nu prea știam să mă rog. M-am dus și eu la biserică și am cumpărat o carte de psaltire. Am luat psaltirea și am început să citesc și eu cu voce tare, să nu fiu mai prejos de soția mea. Acolo sunt rugăciuni scrise. Și soția a zis, eu deși ăsta, a început să învețe să se roage. Eu citeam. M-am angajat în perioada aceea și, fiindcă eram student spre anii terminali, singurul post pe care l-am găsit a fost acela de portar. M-am angajat și stăteam așa, intram la 7 dimineața într-o zi și ieșeam la 7 seara și într-altă zi intram la 7 seara și ieșeam la 7 dimineața. Și m-am angajat portar la tribunal. Mai că în perioada aceea începusem să vorbesc cu soția mea și începusem să ne ciocnim foarte tare. Pentru că eu aveam părerile mele și încă nu eram cu totul transformat de Dumnezeu. Și într-o zi mi-a zis, auzi, eu nu mai pot să te conving pe tine. E prea mult pentru mine. Dar uite, aș vrea să mergem într-un loc.
Vorbim cu sora Cecilia Moloce, că despre ea este vorba, profesoara de limba engleză. Sora i-a zis, haideți la biserică, să mergeți la biserică, așa cum ați venit dumneavoastră în seara asta, invitat de un prieten la biserică. Și m-am dus la biserică. Eu am zis, mă duc, nicio problemă, mă duc. A zis ea, să te învețe alții, să te învețe oamenii lui Dumnezeu cum să trăiești cu Dumnezeu, că pentru noi e greu, tot ne contrazicem, tot ne luptăm și tot spui fel de fel de lucruri. Eram foarte persuasiv și aveam așa foarte multă inteligență speculativă. Întorceam vorba și nu mai conta de unde începi, conta că nu puteai să o termini. Și m-am dus la biserică, pentru cei care nu știu, biserica din Crângaș, mai întâi a fost o biserică care arăta ca o baracă, pentru că în timpul trecut autoritățile au dărâmat biserica și ni s-a permis să ne întâlnim într-o baracă care era făcută din metal, așa mai lungă, dar o biserică destul de mare. Și când am ajuns în fața acestei biserici, acestei barăci, era iarnă deja și era întuneric și am auzit o voce care mi-a spus, du-te acasă. Așa am avut un sentiment de teamă și mi-a venit să mă întorc din drum. Și am auzit cum spune o voce, du-te acasă. Și atunci am zis așa, eu eram destul de sărac și am cheltuit banii de metro până aici. Măcar să intru, să văd despre ce este vorba. Nu altceva. N-am avut vreo putere deosebită ca să intru. Mi-am zis numai că banii de metro să nu irosesc degeaba. Și am intrat. N-am înțeles mare lucru în seara aceea. Dar a început să cânte orchestra și a început să cânte corul. Și când a început să cânte orchestra și corul, pe măsură ce cântau, se topea ceva în inima mea. Înțelegeți? Parcă vedeam cum urcă și coboară îngerii lui Dumnezeu. Și m-am uitat pe fețele oamenilor și am fost așa de multă bucurie. Și am zis, Doamne, vreau să am și eu semnătatea oamenilor acestora. Și am început să frecventez biserica la fiecare program care era. Și am înțeles că trebuie să mă predau lui Dumnezeu și am înțeles că trebuie să mă căiesc de păcatele pe care le-am făcut. Pentru că nu poate exista vindecare până când mai întâi nu-ți recunoști boala de care suferi. Și am înțeles că boala mea era așa cum se spuse, păcatul. Dacă era nevoie să înțeleg că există o jertfă numită Iisus Hristos, care e vindecare pentru inima mea. Și spunea mereu predicatorul, predă-ți inima lui Dumnezeu. Adică termină, încetează războiul. Păcatul e război cu Dumnezeu. Capitulează în fața milei sale. Și am vrut să mă predau lui Dumnezeu. Dar într-o seară am auzit că cineva care a predicat a vorbit despre darul prorociei. Când am auzit despre faptul că sunt proroci, adică oameni prin care Dumnezeu vorbește, am zis, mie mi se pare asta prea mult, prea de tot. Cum adică? Eu știu că prin Biblie Dumnezeu vorbește, Dumnezeu vorbește prin natură, dar adică oameni care să vorbească mânați de Dumnezeu, inspirați de Dumnezeu, mie mi s-a părut mult. Și am zis, nu. Am zis, uite, dacă e adevărat lucrul ăsta, că sunt oameni care vorbesc de la Dumnezeu în felul acesta, să se întâmple așa, adică am zis, Doamne, dacă e adevărat și asta este credința curată și dacă tu vrei să fiu în biserica aceasta, auzi, Doamne, în întreaga biserică să se audă tare următoarele cuvinte în dreptul meu. Tu ești fiul meu, astăzi te-am născut, păcatele ți sunt iertate și te primesc în împărăția mea. Dacă n-au tare în biserică că se spune asta în dreptul meu, eu nu mă predau. Și în momentul când o să aud că se întâmplă lucrarea aceasta, abia atunci o să mă predau ție. Și am mers la biserică 3 luni de zile. Cu mine se descuia, cu mine se încuia. N-am lisit niciodată. Într-o seară la tineret, a venit un predicator din Norvegia și spunea el, m-am dus cu ajutoare într-o țară din Iugoslavia, era, spunea el, iarnă, și mergeam cu un tir foarte mare. Și drumul pe care mergeam, zicea el, era un drum îngust și de-a dreapta și de-a stânga erau nămeți mari de zăpadă, zicea el. Nu puteai decât să mergi înainte. Dacă era să te întorci, nu mai puteai să faci lucrul ăsta pentru că nu mai intrai decât în zăpadă și de acolo nu mai ieșai. Și la un moment dat am ajuns în fața unui podeț. Și podețul acela, adică podul, era cu 30 cm mai jos decât tirul. Era iarnă, o țară străină, o țară în care existau lupte interrasiale, etnice, de întors nu puteam să ne întoarcem. Motorină să păstrăm, n-aveam, era târziu seara, ne-am uitat cu groază și am zis ce va fi cu noi. Și atunci spunea el, unul din echipa noastră a zis, hai să ne rugăm. Și el a zis, ce să ne rugăm? Nu știu, hai să ne rugăm. Și eu a zis, hai să ne rugăm. Au început să se roage și același om care a zis, hai să ne rugăm, zicea el, a zis, în numele Domnului Iisus, urcă de la volan și pornește. Și el a zis, ce să fac? Treci. Pe cum să trec, omule? Mă izbesc de parapet, mă izbesc de pod. A zis, în numele Domnului Iisus, să spun, urcă-te la volan, pornește mașina și treci. Și spunea el, că Dumnezeu a ridicat podul.
că Dumnezeu a coborât tirul. Eu nu știu să vă spun decât un lucru. Am trecut. Și el spunea atunci, în seara aceea, tu ești omul cu inima aceasta. Tu în seara aceasta trebuie să te pleci, pentru ca să treci pe poarta împărăției lui Dumnezeu. Și am simțit că Dumnezeu îmi vorbește mie. Și a zis, vino să-ți predai viața lui Dumnezeu. Vino să ieși în față și să fac o rugăciune pentru tine. Și am zis, mie Dumnezeu îmi vorbește. Și când am dat să ies, mi-am amintit, am zis, nu. Eu am zis Domnului că numai dacă aud vocea Lui că îmi spune cuvintele acelea, mă predau. Că dacă nu, nu mă predau. Și El spunea, poate în inima ta ai făcut o făgăduință lui Dumnezeu. Poate că în inima ta ceva te reține, dar îți spun, fă tu primul pas. Și Dumnezeu apoi, ai să vezi că face și El un pas spre tine. Și am zis, ăsta știe inima mea. Știe ce este în inima mea. Și atunci am ieșit în față, m-am așezat în genunchi, exact în fața altarului, la amvon, și am stat acolo așteptând să se roage. În momentul acela o tânără s-a desprins din adunare, a venit în spatele meu, mi-a pus mâna pe umărul drept și a zis, ascultă ce-ți spune Domnul, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut, păcatele sunt iertate și te primesc în împărăția mea. Mă, Dumnezeu din cer știa. Nici măcar soția mea nu știa lucrul acesta, dar fără să știu eu, soția mea era în spatele meu pe genunchi și a zis, dacă ăsta își predă viața lui Dumnezeu, îmi predau și eu viața lui Dumnezeu. Și dacă este să urmeze această credință, eu urmez împreună cu el. Și în spatele meu era soția. Și am știut și nimeni niciodată, iubiții Domnului, nimeni niciodată, indiferent ce s-a întâmplat, nu mă va clinti de pe calea aceasta. Pentru că mie Dumnezeu mi-a vorbit, lăudat să fie numele. Și cred din toată inima că Dumnezeu în seara aceea a fost prezent pentru mine. Dumnezeu a venit la mine un păcătos să-mi vorbească, pentru că mă iubea. Și am stat acolo aproape 25 de minute fără să mă pot ridica, plângându-mi întreaga viață. Și mi-am adus aminte de atâtea păcate pe care le-am făcut și prin care le-am întristat pe Dumnezeu. Mi-am predat viața Domnului în acea seară și am continuat să lucrez. În perioada aceea vreau să vă spun că părinții mei și părinții socrii au aflat printr-un prieten de facultate că ne-am și căsătorit și mai rău că ne-am și pocăit. Când au aflat părinții mei că ne-am pocăit, mi-aduc aminte că mi-a dat mama un telefon și am vorbit cu ea la telefon și mi-a zis așa, ascultă, asta este ultima convorbire pe care noi doi o să avem, pentru că mi-ați făcut așa rușine și v-ați pierdut mințile, pentru că v-ați pocăit din seara aceasta să uiți telefonul. Tu nu mai ai telefon și nu mai ai părinți. Și așa au fost. Și au ținut promisiunea. Și am pus telefonul în furcă, am stat, m-am gândit și m-am rugat lui Dumnezeu și am zis, Doamne, ajută-mă. Părinții socrii n-au fost așa. Părinții socrii au venit peste noi. Nu numai că nu mi-au dat telefonul, au venit peste noi. Mama mi-a zis, de azi încolo nu mai ai părinți și uită telefonul ăsta pentru că să nu mai sune aici. Părinții socrii, în schimb, au venit acolo unde stăteam cu chirie și încă de jos, din incintă, de când au intrat, au început să țipe și să ne blesteme. Au venit și i-am băgat în casă și mama soacră mi-a făcut aminte să așeadă în genunchi și a zis să-ți frigă Dumnezeu inima cum mi-ai fript-o tu mie. Și ca să fie mai elocvent a pus una pe un scaun și mi-a și croit una. Da. Și am zis, ce-am făcut rău? Ce-am făcut rău? Nu beau, nu fumez, iubesc pe fica ta, nu-ți fac rușine? Ce fac eu rău că m-am pocăit? Spune-mi ce fac rău și atunci o să înțeleg cu ce ți-am făcut rușine. Era mai bine să ai un ginere care să fi fost bețiv, să-l aduni din șanț, să vorbească fel de fel de murdării, să meargă la cârciumă și să rămână într-o religie care să nu-ți făcut ție rușine? Și a zis, nu mă interesează, m-ați făcut de râs în toată comuna. Mama, soacră, fiind directoare de școală, așa, dar eu nu m-am măsurat nici cu comuna. Nici n-am trimis vreo scrisoare comunei să-mi dea mie vreo caracterizare. N-am eu treabă cu comuna. Eu am treabă cu inima mea. Și ne-au părăsit, ne-au lăsat și în privința aceasta am rămas cu totul de izbeliște. Atunci a trebuit, așa cum vă spuneam, să mă angajez portar. M-am angajat portar și m-am angajat la tribunal. Pentru că acolo am găsit, fiind student în anul terminal, am avut destule calități să iau un post de portar la tribunal. Și o să spuneți dumneavoastră că, cine știe, poate că ar fi fost bine să mai încerc în altă parte. Dar eu vă spun așa, ca să pot să studiez și să în continuare să învăț, avem nevoie de postul acela. Treceau colegi de facultate, v-am spus cu cine am fost coleg, se uitau lung la mine și spuneau, te-ai prostit. Te-ai prostit, uite unde ai ajuns.
Și treceau mai departe. Veneau la părinților, la procurori, la avocați. Și eu stăteam acolo și ziceam, Doamne, Tu le știi pe toate. Vreau să vă spun, iubiții Domnului, că acel post s-a transformat într-o mare binecuvântare. Și o să spuneți cum? Vă spun eu cum. Că Dumnezeu are soluții. Slăvit să fie Domnul. Să nu crezi că Dumnezeu te trece prin vale doar așa ca să facă râs de tine. Slăvit să fie Domnul, că El e Tatăl. Vreau să vă spun că în scurtă vreme, toți procurorii care făceau de serviciu noaptea, pentru că există câte un procuror peste noapte care răspunde de toate crimele care se întâmplă, procurorul criminalist, care stă 24 de ore acolo și intervine la situații de crimă, a început să capete mare plăcere de mine și mă chemau, fiecare. Și îmi spuneau, haide să te învăț ceva ce nu înveți la facultate. Vino încoace. Și deschideau dosarele. Și mi-arătau lucruri pe care niciodată nu mi le-a spus niciun profesor, lucruri din practică. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu le făcuseră să am trecere înaintea lor. Și multe dintre lucrurile care nu se învață, eu le-am învățat acolo și față de colegii mei care mergeau la facultate, nu știam doar teorie, știam practică. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu mă pregătea. Și Dumnezeu a vrut să-mi arate că dragostea Lui de părinte niciodată nu se trage de la tine. Slăvit să fie Domnul! Amin. Iubiții Domnului, în perioada aceea am stat și m-am gândit și vorbim cu soția, pot să continui, nu? E o problemă. Am spus fratelui pastor că poate seara aceasta este seara în care aș putea să dau mărturia complet. Nicăieri n-am dat-o complet. Poate la dumneavoastră este harul acesta să fie de la început până la sfârșit, dar numai dacă îi îngăduință și deschidere. Slăvit să fie Domnul. M-am gândit și am zis, pentru că mergeam pe trotuar și mă uitam la luminile care erau aprinse. Și ziceam, Doamne, tot omul are o casă. Până și pasăre are un cuib. Văd lumina aprinse și uite, oameni care au casă și eu tot cu chirie, Doamne, așa mă mut mereu, poate de la lună la lună și Tu nu ai putea să-mi dai și mie o casă. Uite, oamenii aceștia, poate unii dintre ei nici nu-ți mulțumesc ca o casă. Și aș vrea din toată inima să-mi dai și mie o casă. Și m-am dus atunci și m-am gândit cum să fac și am zis soție, uite, auzi, hai să ne rugăm Domnului să ne dea și nouă o casă, să ne vorbească Domnul cum să facem. Și pentru că așa învățasem și eu și îmi spusese la frați, că să deschidem Biblia, să ne vorbească și nouă Domnul printr-un cuvânt, cum să facem? Avem nevoie de o îndrumare. Și am zis soție, așa, auzi, hai să deschidem și noi Biblia să vedem ce ne vorbește Domnul. Cum să fac să pot să obțin și eu o casă? Ce îmi vorbește mie Domnul? Și am zis, auzi, dar nu așa. La întâmplare. Auzi, uite, eu mă duc deoparte și tu te duci deoparte și deschidem Biblia. Și dacă deschidem amândoi în același loc, abia atunci Dumnezeu ne-a vorbit. Dacă nu deschidem în același loc, nu ne-a vorbit Domnul. Și m-am dus, am deschis Biblia, ea a deschis Biblia și ne-am întors și erau evanghelii diferite, dar același cuvânt, slăvit să fie Domnul. Și scrie așa, dacă bobul de grâu nu moare, n-aduce rod. O să spuneți dumneavoastră că e un cuvânt care se vorbește poate în alte împrejuri. Mie am înțeles, Dumnezeu mi-a vorbit și am înțeles că Dumnezeu îmi spune în privința aceasta ca eu să-mi văd de pocăință și de relația mea cu Dumnezeu și să muncesc și că Dumnezeu va binecuvânta. Și m-am așteptat în genunchi plin de încredere și am zis, Doamne, îi luna mai. Te rog frumos, dă-mi și mie o căsuță. Și am zis, mică, da să fie o căsuță. Și soția mea mi-aduc aminte că a zis, tu și rugăciunile tale. Și am zis, ce e rău? O căsuță mică, așa o să ne ia Dumnezeu, mică. Și am zis, eu n-am credință să cer mai mare. Și nici nu simt să cer mai mare. Mică, dar să fie a mea. Și i-am zis Domnului, Doamne, este mai. Tu ești un Dumnezeu atotputernic. Ce zici? Un an de zile e suficient? Te rog anul viitor în mai, dacă ești un Dumnezeu bun pentru mine, să am casă. Și am așteptat plin de încredere că Dumnezeu ține cuvântul. Mă duceam la tribunal și acolo erau polițiști care păzeau procurorii și judecătorii. Și eu aveam doi polițiști în fiecare zi care stăteau acolo unde aveam eu postul de pază. Și în fiecare dimineață când plecam de acasă, citeam din Biblie și luam pe un bilețel din ăla care se lipește, unul sau două versete biblice și îl luam și îl lipeam în geam acolo, pentru că ăla era cuvântul care mă bucura pe mine ziua respectivă. Într-o zi un polițist vine și spune, auzi, să dai jos biletul ăla, să nu mai scrii niciodată. Să nu mai scrii niciun bilet. Și am zis, de ce? Pentru că tot ce scrie acolo mi se întâmplă mie. Și am zis, da, nu-i cuvântul meu, e un cuvânt din Biblie. Și am zis, da? Și am zis, da.
Și atunci a început să vorbească cu mine și a început să afle despre mine și despre Dumnezeu și mi-a zis așa într-o zi, auzi, eu am un apartament cu două camere, zice el. Și e un apartament de micuț, 35 de metri pătrați avea, la etajul întâi din patru, într-un bloc de cărămidă în cartierul Rahova. Și a zis, uite, eu am ascultat ce ai zis tu și uite, fac și eu un legământ cu tine. Eu vreau să vând apartamentul ăsta cu 6 milioane de lei. Pe vremea aceea câștigam 38.000 de lei pe lună ca portar. 35.000 era chiria și 3.000 de lei rămâneau să ne întreținem, plus salariul soției. Și a zis, dacă tu, anul viitor, ai banii aceștia, eu fac o înțelegere cu tine că nu-ți pun un leu mai mult. Indiferent de cât de mare o să fie inflația, eu ți-l dau cu 6 milioane. Cât e prețul acum? Și am zis, minunat. Și atunci mi-am adus aminte de promisiunea lui Dumnezeu. Și m-am rugat Domnului și am zis, Doamne, Tu ai zis să muncesc și mă vei binecuvânta. Și am zis, cum? Dragii mei, ești portar. Eram portar, 38.000 de lei. Mai rămâneau 3.000 de lei. Cum să strângi? Ce să strângi? Nu că pare imposibil. Dar am avut încredere că Dumnezeu poate să facă ceva. Și a venit într-o zi fata unui ministru și mi-a zis, Florine, terminam. Eu nu pot să fac teza de licență. Vrei să-mi faci tu teza de licență? Lucrare de diplomă. Și am zis, cum să nu? Și a zis, te voi plăti. Și m-a plătit. Numai că s-a dus vestea. Și în anul acela am făcut 6 lucrări de diplomă. Și fiecare din aceștia mi-au dat bani. Și i-am pus deoparte. Și într-o zi, stând acolo, am simțit în inima mea că nu trebuie să rămân portar. Și am zis, Doamne, parcă simt în inima mea că n-ar trebui să mai stau aici. S-a dus deja un an de zile. Și am zis, Doamne, poate Tu vrei să mă angajezi. Și am deschis ziarul și am zis, mă duc să dau și eu un interviu în altă parte, că eram deja acum spre final. Și m-am uitat la o firmă, prima firmă, cea mai mare firmă pe care am găsit-o în ziar, că angajează o firmă care era destul de importantă, a zis, mă duc să dau și eu un interviu. Și m-am dus. Când am ajuns acolo și am intrat, m-au cam luat emoțiile, pentru că erau încă 9 inși în afară de mine, eram 10. Și vă spun că arătau cei ce erau acolo la interviu mult diferit față de cum arătam eu. Și a venit rândul să intru și eu înăuntru și trecuseră deja, eram al 9-lea. Mai era o singură persoană după mine. Și patronul mi-a pus 3 întrebări. Am răspuns la prima întrebare, am răspuns la a doua întrebare și când a fost să răspund la 3-a întrebare, n-am știut să răspund. N-auzisem de așa ceva. Eu învățasem, dar așa ceva n-auzisem, întrebarea aia. Noțiunea aceea, instituția aceea care zice, eu n-am auzit-o în viața mea. Și prima mea tendință a fost aceasta, să-i răspund așa, cu principii generale de drept. Și dumneavoastră, că există un fel al omului de a vorbi. Vorba aceea în care îți spune o mulțime de lucruri, dar de fapt nimic. Știți? Aia. Că n-ați avut vreo relație cu un avocat, l-ați întrebat, domnul avocat, câștig? Și a început să spună, și n-ați înțeles nimic, nu-i așa? De fapt, vă spune că nu câștigați, dar nu poate să o spună. Asta este adevărul, că nu câștigați, dar nu poate să o spună. Și trebuie să vă spun așa, cuvinte mai multe. Și am stat și m-am gândit și am zis, totuși, cum să fac așa ceva? Eu sunt un om credincios. Cum să încep acum să bâșbâi niște vorbe? Și am zis, uite, știi ce se întâmplă, domnul director? Eu n-am auzit despre lucrul ăsta. Am citit, am învățat, dar eu n-am auzit despre întrebarea. Și vă spun, nu știu să vă răspund la ea, nu știu. Și am dat să plec, eram absolut convins că aia a fost ultimul lucru. Și el îmi spune, auzi, du-te și spune celui care a rămas că poate să plece. Ești angajat. M-am ridicat plin de emoții și i-am spus să plece. Vreau să vă spun spre deosebire, deci eu luam 38.000 de lei. Salariul care mi se oferise pentru prima zi era de 250.000. Ca să vedeți diferență. Dumnezeu lucrează. Și m-am întors și i-am spus totuși, dar de ce m-ați luat pe mine, mai ales că n-am răspuns la ultima întrebare? Și a zis, auzi, știi ce? Eu nu am nevoie numai de un om pregătit. Eu am nevoie și de un om loial. Această instituție nu există. Asta este o invenție omenească ca să încerc și eu să văd cât de serios sunt oamenii care vin aici. Toți până acum mi-au dat răspuns la ceva ce nu există. Numai tu nu mi-ai dat răspuns pentru că nu există. Și atunci înțeleg că ești un om serios. Și eu trebuie să mă bizui aici pe oameni serioși. Înțelegeți, iubiții Domnului, că se poate trăi cu Dumnezeu? Că se poate trăi într-un mod cinstit? Că se poate trăi ca un pocăit și totuși să ai izbândă, lăudat să fie Domnul. Amin. Și atunci am înțeles că Dumnezeu lucra în felul acesta. Și am stat aproape 11 luni, 10-11 luni. Și toți banii care i-am luat, pentru că eram foarte economi, i-am pus deoparte. Și ne apropiam de suma respectivă. Se apropia timpul când trebuia să cumpărăm casa. În perioada aceea au venit frații și mi-au zis, frate Florin,
mai ales fratele Emil din biserică, a zis, este un post liber la cultul penticostal. Și a zis, uite, au nevoie de un consilier juridic. Și m-am gândit la dumneata. Și prima întrebare, știți care a fost? Cât e salariul? Și atunci când eu lucram la firmă, ajunsesem la 350.000. Și fratele îmi spune, salariul este 80.000. Nu era prea atractiv. Știți, mai ales că trebuia să cumpăr casa. Și m-am dus și am început să mă rog lui Dumnezeu și am zis, Doamne, dacă Tu vrei să lucrezi cu frații, cu oameni credincioși, Te rog din toată inima, călăuzește-mă să înțeleg lucrul acesta. Deși pierdeam o groază de bani, pământește. Și am înțeles că Dumnezeu îmi răspunde într-o manieră extraordinară, în sensul în care, într-o zi, mergând în firmele, în contabilitatea firmei, am găsit contracte care erau făcute într-un mod rău, ilegal, ca să păcălească oamenii. Am luat contractele și m-am dus la director și am spus, domnul director, aici sunt niște ilegalități și oamenii aceștia pierd bani, erau vorba de 10.000 de dolari. Și am spus, vă rog frumos să corectăm lucrul ăsta și să anunțăm clienții. M-a luat deoparte și mi-a zis, auzi, uite, aș vrea să fii mâna dreapta mea și să lucrez direct cu tine. Nu-i treaba ta cu contractele acestea, e treaba mea, e răspunderea mea, dar aș vrea să fii omul meu și să lucrez direct cu tine. Și a spus, domnul director, dacă corectăm aceste contracte, o să fiu mâna dreaptă, cum ziceți dumneavoastră. Dacă nu, nu. Nu le-a corectat și mi-am dat demisia. Pentru că știam că Dumnezeu este acela care îmi deschide ochii să văd. Până atunci n-am văzut. Când m-am rugat, am văzut. Și am plecat la cultul penticostal. La 3 săptămâni, patronul a fost arestat. Au vuit ziarele și a fost închis și a petrecut ani de pușcărie. Dar Dumnezeu din cer m-a păzit. Pentru că am ales să fiu credincios lui. Este bine să fii un om credincios, pentru că de aceea se ruinează viața noastră, că nu suntem credincioși Domnului. Vreau să vă spun, iubiții Domnului, că Dumnezeu, așa cum este El bun și mare, m-a binecuvântat ca în anul viitor, exact în luna mai, am perfectat actele. Și am avut căsuța aceea mică, 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 dar pe care ne-a dat-o Dumnezeu. Lăudat să fie numele. În perioada aceea, fiind căsătoriți de ceva vreme, ne-am dorit în mod deosebit să avem un copilaș. Și m-am rugat Domnului să avem și noi un copilaș. Soția mea avea probleme medicale și nu puteam să avem copii. Și am zis, Doamne, să am și eu o gâlică, să am și eu o mogâldeață. Nu se poate, orice om trebuie să aibă un copil. Simțeam că lipsește ceva. Așa stăteam cu mâinile și tot așteptam să leg și eu o mogâldeață de copil. Și m-am rugat Domnului și am zis, Doamne, dă-ne și nouă un copil. Și am zis Domnului, Doamne, să fie al Tău, ți-l închin Ție. Și ne-am rugat lui Dumnezeu și am început să postim și mulțumim lui Dumnezeu că aproape după o vreme de un an de zile, Dumnezeu ne-a binecuvântat cu o fetiță. Și exact în preajma când noi am semnat actele, în mai, în luna următoare, în iunie, când urma să ne mutăm în fapt, după ce am semnat actele, copila avea 7 luni de zile, am ieșit să cumpărăm câte ceva pentru noua locuință, niște preșuri, niște covorașe din acestea. Și în ziua aceea, în iunie, am avut un accident de mașină cu copilul, propriu-zis, mașina în care era copila, fiindcă mergea pe butelie, a avut o emisie puternică de gaze și copilul a intrat aproape instantaneu în comă. Am luat copilul și am fugit repede la spital cu el, așa cum se întâmplă în spitalele românești, cel puțin pe vremea aceea. Am intrat în curtea spitalului și era o ceată de câini, că în București problema aceasta este o problemă, și am fugit cu copilul în brațe, cu câinii lătrând și unul chiar încercând să mă muște, am ajuns în spital și nici măcar tub de oxigen n-avea pentru copii. Nici măcar tub de oxigen. Au pus-o după vreo oră la perfuzie. Am ajuns la ora 2 la spital și în tot timpul acesta ne-am rugat lui Dumnezeu. Ne-am rugat ca să scape viața copilașului. La ora 5, copilul a trecut la Domnul. Am plecat de acolo și ne-am dus spre casă și când am ajuns era deja 7. N-am avut putere să urcăm, n-am avut putere să intrăm în casă. Era patul copilașului. Am stat așa jos pe caldarâm în incintă, tăcând, mă uitam la soție, plângea și am stat acolo cu capul în jos și am zis în inima mea, Doamne, nu înțeleg de ce, dar totuși, cred că în toate lucrurile acestea există explicații.
A venit gazda în acea seară și noi aveam învoială ca să ne mai țină încă 2 săptămâni până când urma să ne mutăm fizic. Și a zis, îmi pare rău să vă spun, dar trebuie să vă mutați neapărat în seara aceasta pentru că am găsit un chiriaș care este foarte bun și vrea să se mute în această seară. Soția a dat să-i spună că ne-a murit copilul și să ne păsuiască. Am ținut-o de mână și am zis, știe Dumnezeu, eu nu mă târgui cu nenorocirea. Dacă Dumnezeu din cer, care știa necazul nostru, nu vroia să vină omul acesta, nu venea. Așa că nu-i spune. Și ne-am dus sus, am dat telefon la niște prieteni, niște frați din biserică, au venit și până la 2 dimineața ne-am mutat lucrurile. Iubiții Domnului, în perioada aceea, vreau să vă spun că părinții mei, aflând despre moartea copilașului, nu-l văzuseră niciodată până atunci, au venit la cimitir. În perioada aceea am traversat o perioadă grea în zilele acelea cât am stat cu copilașul la capelă, într-o după-amiază, era marți. La un moment dat, stând înaintea lui Dumnezeu, am simțit că mă clatin. Am zis, Doamne, mi se pare mult. Am zis, m-am uitat în inima mea și n-am găsit vreun lucru pentru care să mă judeci. Știți dumneavoastră că e scris în Biblie că copilașul este curat din pricina părinților care sunt curați. Și am zis, Doamne, nu mă văd un om păcătos înaintea Ta. Și am avut curajul să stau înaintea Domnului și să spun, Doamne, nu cred că există ceva în mine pentru care să fi meritat lucrul ăsta. Și m-am clătinat. În perioada aceea, la noi la biserică, era seara de tineret și fratele care a ieșit în față a dat să spună ceva și a zis, dragii mei, eu nu pot să stau în seara aceasta aici, știind că Florin și Mina sunt la cimitir. Cine vrea să vină cu mine, să vină. Vreau să mă duc acolo. Și aproape 80 de tineri au plecat din biserică, cu metrou și au venit. În acele clipe grele de amar, am văzut cum intră pe poarta cimitirului 80 de tineri. Și am simțit că au venit îngerii Domnului. M-am întărit, am început să plâng. De multe ori, poate, când suntem chemați la o mormântare, zicem, oh, n-am timp, e așa de greu. Ce important este să fii acolo unde Domnul îți spune să te duci. Poate că viața mea ar fi luat altă întorsură. Dacă nu intră 80 de tineri să mă încurajeze în acea grea încercare. Părinții mei au venit la mormântare și în momentul în care au venit la mormântare, mama m-a văzut, a fost foarte aspră, dar a doua zi, întrebându-mă, mi-a zis, aș putea să chem preotul ortodox să facă o slujbă copilașului? M-am dus la fratele păstor, l-am întrebat cum să fac și fratele păstor mi-a zis, auzi, dacă ei vor, lasă, că în fond nu e decât un trup. Copilul este acasă la Domnul. Au chemat preotul ortodox, preotul ortodox a intrat și când a ieșit după vreo 5 minute, mama a venit plină de supărare, așa de supărată era și a zis, și-a bătut joc de copil, zicea ea. Că a intrat părintele, se grăbea foarte mult să ajungă la tren, îmi spunea ea după aceea, a făcut un fel de slujbă și nu știu ce, un de lemn a vărsat peste copil și spunea mama că puțin se clătina așa, părintele, din motive pe care le înțelegeți. Și în momentul acela a început slujba și când a început să cânte corul și când a auzit și când au văzut sute de oameni care au venit la mormântare și m-au înconjurat, inima mamei a fost străpunsă. În ziua aceea, în cimitir, am îngropat un copil și a înviat o mamă. Și a zis, îmi pare rău că ți-am făcut atâtea cazuri. Eu n-am știut cum e credința voastră. Am plecat urechea și acum când stau cu voi și văd câte sute de oameni te-au înconjurat, îmi dau seama că am greșit. Te rog să mă ierți, a zis ea. Mama este astăzi o femeie credincioasă, slăvit să fie Domnul. Sora mea, care și ea este avocat, s-a întors la Domnul. Și dacă toți sunt în seara aceasta aici, vă zic, rugați-vă și pentru tata, că nu-i departe de împărăția lui Dumnezeu. Dar așa sunt bărbați, mai greu la cerbice, se lasă mai puțin înduplecați. Vreau să vă spun, iubiții Domnului, și cu asta aș vrea să închei, că vă spuneam că am ajuns la cultul penticostal. Și multă vreme n-am înțeles de ce trebuie să vin pe un salariu atât de mic. Dumneavoastră înțelegeți că nu e ușor să cobor de la 350.000 pe vremea aceea la 80.000. E ca și cum ai coborât astăzi de la 35 de milioane la 8 milioane. Nu e ușor lucru. Și vreau să vă spun că părinții mei, de îndată ce au văzut cum este credința noastră și ce a făcut mama prima dată, a zis, tu nu mai rămâi în casa asta. Îți cumpărăm apartament.
Și au zis să-ți dăm bani și te muți de la apartamentul ăsta cu două camere și îți luăm alt apartament. Și s-au ținut de cuvânt, mi-au dat bani. Și m-am dus să iau un alt apartament și am găsit un apartament cu patru camere, cu două balcoane, la etajul întâi, frumos. Mă rog, frumos în sensul în care a ajuns să fie frumos. Am cumpărat acest apartament și eu, avocat, eu, om care știu legea, m-am trezit că am fost păcălit ca ultimul om care nu știe carte. Omul care mi-a vândut mie apartamentul m-a înșelat și îl mai vânduse și la alții. Și ca să fie totul bine, l-au și arestat între timp. Și m-am trezit cu banii dați, stând în apartament, dar cu executorul la ușă, pentru că altcineva câștigase apartamentul. Când am văzut lucrul acesta, mi-am pus capul în pământ și am zis, Doamne, ce o să zică părinții mei acum? Ce o să zică? Ce mărturie am eu? Și am început să mă rog lui Dumnezeu, dar înțelegeți că era sentință definitivă și irevocabilă de executare. Eu sunt de meserie, aveam comandament, trebuia să ies din casă, pentru că câștigase altul casă. Și m-am hotărât în seara aceea să mă duc la Botoșani, la penitenciar unde era închis omul acesta, să stau de vorbă cu el pentru că putea să-mi dea o declarație prin notariat, prin care să recunoască că m-a înșelat și astfel să am și eu posibilitatea să deschid un proces și să mă apăr, că am fost de bună credință. Am plecat la Botoșani în seara aceea cu un tren, mi-aduc aminte primul tren care l-am găsit, era frig, bocne, era înghețat trenul și mi-aduc aminte că tot rugându-mă am adormit cu capul lipit de fereastra trenului. Și în seara aceea am avut un vis. Am avut un vis și am văzut că eram în adunare și că am primit un bilet, așa cum circulă biletele acestea. Și pe bilet era scris așa, diavolul caută să-ți piardă viața. Dar eu, Domnul, stau împotriva lui. Și din rândul adunării, așa cum ați fost dumneavoastră, s-au desprins o mână de oameni, pe care îi știu și astăzi pe nume, 19 oameni, care m-au înconjurat, au ridicat mâinile și au început să se roage pentru mine. Știam că în perioada aceea acești oameni se rugau cu cerul și pământul ca Dumnezeu să-mi dea izbăvire. Am ajuns la penitenciar și am intrat. Am rugat o doamnă notar să vină împreună cu mine, era o doamnă pe care o cunoșteam, a avut bunăvoință să vină în Botoșani. Am dat mărturia aceasta, am vorbit despre acest lucru în Botoșani și doamna notar avea acolo o adunare rude care o cunoșteau. Și a venit cu mine la închisoare și am scos deținutul acela și am stat de vorbă cu el și am zis, omule, de ce mi-ai făcut răul acesta? Ți-am plătit cinstit, am avut grijă de casa ta, avea 11 copii. Și am zis, întreabă pe soția ta dacă ți-am făcut vreodată vreun rău. Și l-a zis, nu mă interesează. Nu mă interesează absolut deloc. Dacă vrei să-ți dau această declarație, îmi mai dai încă 11 milioane. Zice el. Și am zis, de unde să-ți dau banii ăștia? Eu n-am de unde să-ți dau banii ăștia și nici nu este drept. Și am pus capul în jos, mi-am dat seama că n-am nicio șansă și am zis, asta este, s-a întâmplat, vom vedea ce vom face. Și am cerut legitimația să plec. Aici am vrut să ajung. Am cerut legitimația să plec, pentru că trebuia să predau legitimația. Și în momentul când am vrut să iau legitimația, omul acesta a pus mâna pe legitimație, să vadă ce sunt. L-am lăsat. A tras legitimația și scria așa, legitimația numărul 2, cultul penticostal, consilier juridic. Când a văzut lucrul acesta, s-a uitat la ea și a zis, tu ești pocăit? Și am zis, Dumnezeu să-mi ajute, da. Tu ești pocăit? Am zis, da, sunt pocăit. A zis, dă-mi coace declarație. Și a semnat declarație. Am tăcut de teamă, nici n-am mai deschis gura. Și nu mai aveam așa o emoție în suflet. Și apoi după ce a semnat-o și am luat-o și m-am uitat la ea și am văzut că este Aievea, l-am întrebat, dar cum de ai semnat acum și nu ai semnat mai înainte? Și mi-a zis, știi ce? De când sunt în închisoare, nici soția, nici copiii, nimeni nu m-a vizitat. Singurii care m-au vizitat au fost pocăiții. Și mie mi-e frică de Dumnezeul lor. Mi-e frică de Dumnezeul lor și dacă tu ești pocăit, nu vreau să-ți fac răul acesta. Și a semnat. Și m-am dus la cultul penticostal, consilier juridic, neînțelegând de ce trebuie să vin la un salariu de 80.000, poate, și am câștigat o casă. Înțelegeți dumneavoastră? Dumnezeu nu se lasă niciodată fără mărturie. Dumnezeu chiar acum în viața ta lucrează și poate așa de multe întrebări ai și nu-L înțelegi pe Dumnezeu. Dar slăvit să fie, Domnul, nu trebuie să-ți bați capul. Lasă inima ta să fie cucerită de dragostea lui Dumnezeu. Tot ce ai tu de făcut în această seară este să-ți pui credința în Dumnezeu.
și să lucrezi cu cinste înaintea lui Dumnezeu, lăsându-L pe El să gândească pentru tine. Lasă-L pe Dumnezeu să-și pună în acțiune planurile. De multe ori, din pricina faptului că n-avem curaj să trăim ca niște oameni credincioși, de aceea n-ajungem unde trebuie să ajungem. Este o seară în care Dumnezeu, prin această mărturie, dorește să aducă în inimile noastre puterea credinței, frați și surori. Să trăim curat cu Dumnezeu. Să trăim cinstit cu Dumnezeu. Înțelegeți dumneavoastră că niciodată cu Dumnezeu nu o să fii făcut de râs. Niciodată Dumnezeu care este în cerul nu o să te părăsească și niciodată Dumnezeu nu o să te lasă, dar te întreb, stai cu fruntea sus în această seară. Ai trecut examenul minciunii. Ai trecut examenul compromisului, ai trecut examenul acesta al unor dorințe de a avea mai mulți bani, ai trecut examenul acesta de a-ți păstra mărturia chiar dacă ar fi să te desparte cei dragi. Ai trecut examenul. Dacă nu l-ai trecut, e o seară potrivită să-i spui Domnului că ai nevoie de iertare. E o seară potrivită în care, dacă ai avut până acum întrebări despre Dumnezeu, să știi că soluția și răspunsul este unul singur. Iisus Hristos este calea. Iisus Hristos este jertfa care a fost dată odată pentru totdeauna. Adevărata credință înseamnă să-L primești pe Iisus Hristos. Adevărata credință înseamnă să te lași călăuzit de Sfânta Scriptură. Adevărata credință este să trăiești ca un om care se desparte de nelegiuire, un om care nu practică minciuna, un om care trăiește curat, un om care trăiește cu gândul să fie plăcut lui Dumnezeu. La ce ne cheamă Domnul în această seară? Pentru ce anume Dumnezeu a lăsat ca aceste lucruri să vină la inima ta? Pentru că Dumnezeu are un plan cu tine, nu-i mai sta împotrivă. Coboară de acolo de unde ești. Poate în seara aceasta trebuie să te pleci înaintea lui Dumnezeu și lasă-L pe Dumnezeu să lucreze. Este o seară în care Dumnezeu ne îndeamnă să ne smerim. O seară în care Dumnezeu ne îndeamnă să ne întoarcem la credința care este dată Sfinților, odată pentru totdeauna slăvit să-I fie numele. Drag prieten care ești în această seară, lasă-L pe Dumnezeu să-ți îmbogățească viața. Se uită astăzi oamenii la mine și îmi spun cât ești de binecuvântat. Cât ești de binecuvântat. Am două fetițe minunate. În timp ce o pierdeam pe Alina, soția era însărcinată luna a treia și noi nu știam. Dumnezeu mi-a dat două fetițe înapoi, așa de frumoase și bune. Dumnezeu ne-a binecuvântat cu o căsnicie minunată. Mă sună părinții și îmi spun, și de câte ori închid, nu uită să-mi spună, Dumnezeu să te binecuvânteze. Știți ce înseamnă cuvântul ăsta din partea unei mame? Domnul să fie lăudat. Dumnezeu dorește ca viața ta și viața fiecăruia să fie vindecată. Dumnezeu dorește să ne deschidă ochii. Frații mei, surorile mele, dragi prieteni, se poate trăi cu Dumnezeu. A trăi cu Dumnezeu nu înseamnă să pui capul în jos ca un pipirig, nu înseamnă să fii coada, înseamnă să treci poate pentru o vreme prin încercări, înseamnă poate pentru o vreme să pui privirea în jos, dar Dumnezeu ridică pe cel care se smerește. Și Dumnezeu nu-și ține judecata decât în vederea creșterii duhovnicești. Poate o spui în seara aceasta, nu mai am nicio șansă, de mult mi-a întors Dumnezeu spatele, de mult mă zbat în necazuri, de mult sunt în valea aceasta a plângerii, dar eu spun, Dumnezeu are mâna întinsă, dar El spune nu după mintea ta, ci după mintea mea, nu după planurile tale, ci după planurile mele, nu după voia ta, ci după voia mea, slăvit să fie Domnul. Dumnezeu binecuvântează pocăința, Dumnezeu binecuvântează pocăiții. Dumnezeu binecuvântează pe aceia care doresc să trăiască pentru El curat, slăvit să fie Domnul. Amin. Dragul meu, să nu mergi în jos. Să nu mergi în jos. Tu poți merge în sus, slăvit să fie Domnul. În seara aceasta aș dori din toată inima să faci o cotitură în viața ta. Dragii mei, ne-au invadat nimicurile. Ne-au invadat nimicurile. De multe ori purtăm o haină care ne este silă și nouă de ea. De multe ori mintea noastră s-a deprins să găsească subterfugii omenești și apelăm la fel de fel de lucruri omenești slabe și neputincioase când avem un Dumnezeu care este gata să binecuvânteze. Domnul întreabă în această seară, e vreo inimă pe care s-o pot binecuvânta? E cineva căruia să-i încredințez bogățiile harului meu? Este cineva care vrea să trăiască ca un biruitor? Nu are de făcut decât să-L cheme.
slăvit să fie în casa ta, în familia ta, la locul de muncă, în relațiile cu oamenii din jurul tău, în intimitatea ființii tale, acolo unde nu te știe nimeni. Spune-mi, dragul meu, când îți închizi ochii în această seară și cobori adânc înăuntru inimii tale, răspunde la această întrebare. Ești fericit? Ești mulțumit cu tine? Are sens viața ta? Ești bogat în Dumnezeu? E sigur că mergi în rai? N-ai nicio temere? Știi că trăiești o viață cu Dumnezeu curată? Dacă nu poți să-ți răspunzi la aceste întrebări cu da, înseamnă că este timpul să stai înaintea Mântuitorului. Și în această seară îți garantez că o mână se va așeza și pe umărul tău. Dumnezeu are și pentru tine o mână. Dumnezeu are și pentru tine un cuvânt. Dumnezeu are și pentru tine o soluție. Că El nu este Tată numai unuia. Este Tată tuturor acelor care vor să fie fii și fiice. Lăudați să fie Domnul. Sunteți pregătiți pentru rugăciune, iubiții Domnului? Ați vrea să ne plecăm inimile înaintea Domnului și să ne vărsăm inima spunându-i, Doamne, așa de mult îmi doresc să trăiesc cu Tine. Doamne, dă-mi puterea să merg înainte. Doamne, ajută-mă să mă schimb. Ajută-mă, Doamne, să mă pocăiesc. Dă-mi putere, Doamne, să pășesc în seara aceasta, plecând din locul acesta, ca un om, Doamne, căruia toate păcatele sunt iertate. Să trăiesc o viață de biruință cu Tine, iubiții Domnului, lăsând la o parte neadevărul, te vei întâlni cu adevărul care te va face slobod. Trăind cu Dumnezeu, vei avea poate momente grele, dar dulci sunt biruințele înaintea Lui. Slăvit să fie Domnul! Vrei să te rogi împreună cu mine în această seară? Să-i spui Domnului despre lucrurile acestea, să-i spui Domnului despre inima ta, să vorbești cu El ca un părinte, să fii sincer cu Domnul și să te lepezi înaintea Lui, să-i spui, Doamne, vreau să vorbesc cu Tine, ești pregătit, iubitul Domnului.